speranțe pentru miile de șoferi care tranzitează zilnic centura capitalei, unde traficul este unul de coșmar. Sunt 6 șantiere deschise acum pe centură, iar acolo unde nu se fac lucrări, drumul este plin de gropi. Situația s-ar putea schimba odată cu finalizarea lucrărilor de pe noua autostradă A0. Deocamdată însă, din cei aproape 100 de kilometri pe care îi va avea șoseaua de mare viteză, în lucru sunt doar 16 kilometri în partea de sud, între Clinceni și Berceni. Șefii din transporturi spun că săptămâna viitoare ar putea fi emis ordinul de începere a lucrărilor pe încă 17 km, tot în partea de sud. Când ar putea fi gata întreaga șosea de mare viteză, ne spune Maria Moiș. Maria. Bun găsit, Adrian. Primii 50 de kilometri din viitoarea autostradă A0 ar urma să fie dați folosință în anul 2023. Construcția lotului 2 a început anul trecut și în curând va începe construcția pentru lotul 1. Așadar, primii 50 de kilometri ar trebui să fie gata în 2 ani. Nu știm când va fi gata toată autostrada A0 care ocolește capitala, pentru că pentru sectorul de nord nu a fost nici măcar alocate lucrările. Între timp este haos pe șoseaua de centura capitalei. Noi acum ne aflăm în zona Cernica, este șantier aici. De altfel sunt deschise 6 șantiere. Se lucrează la lărgirea benzilor, la giratorii și poduri suspendate, iar acolo unde nu sunt lucrări se circulă îngreunat din cauza carosabilului care este distrus. Sunt foarte, foarte multe gropi. Eu am vorbit cu câțiva șoferi și spun că ajung deseori la service. În plus de asta, diminețile la intersecții, în intersecțiile care dau înspre drumul de centură, se formează o aglomerație de nedescris. Uneori șoferii stau chiar și o oră pentru a putea să ajungă, să treacă de aceste intersecții. Mulțumesc, Maria. Despre cât de greu se modernizează actuala centură și despre cum merg lucrările la noua autostradă care va ocoli Bucureștiul, vorbim acum cu jurnalistul Digi24, Cristina Zbun. Bine ai venit, Cristina. Bine te-am găsit. Centura actuală are două benzi pe sens doar în partea de nord, o bucățică, cred că e un sfert din toată centura. Restul se chinuie de 6-10 ani să o facă la două benzi. Și știu absolut toți cei care ocolesc Bucureștiul de problemele de acolo. Între timp apare această nouă autostradă care ar trebui să ocolească și centura de actuala capitalei. Cum merg lucrurile? Da, avem circulație la două benzi pe vreo 20 de kilometri în partea de nord. Se circulă pe două benzi și pe alți vreo 8 kilometri între A1 și DN7, autostrada spre Pitești și DN7, chiar dacă acolo lucrările nu sunt finalizate, contractul e reziliat. Au stagnat la 86%. Stratul, ultimul strat de asfalt, de exemplu, nu este pus peste tot. Dar mai pot circula șoferii și pe bucata aceea, chiar dacă lucrările nu sunt gata. Foarte greu se modernizează centura capitalei și asta și pentru că s-a dezvoltat foarte mult orașul spre centură și în momentul în care încep lucrările ai tot felul de surprize cu rețelele de utilități care apar mai multe decât în caietele de sarcini ce înscoase la licitație de către compania de drumuri. Nici constructorii, nu putem să spunem că am avut așa o baftă cu ei. S-au tot reziliat contracte acolo. S-au tot reziliat contracte, mai tărăgânează cu lucrările, mai fac anumite lucrări, se mai împotmolesc înainte de a începe efectiv lucrările. Au mai avut unii dintre ei probleme financiare, să ne amintim de pasajul de la Domnești, de exemplu, unde acolo un constructor român a intrat în insolvență chiar înainte să înceapă contractul. Se modernizează foarte greu centura. Este foarte bine faptul că au început totuși aceste lucrări la sensurile giratorii suspendate. Era cazul să fi început mai de mult, dar e bine că se fac și acum, iar șoferilor li se cere câțiva ani să mai aibă răbdare până se finalizează aceste lucrări, pentru că traficul va fi unul mult mai lejer odată ce se termină sensurile giratorii din aceste puncte extrem de critice de pe centura capitalei, de la Berceni, Olteniței, Mogoșoaia, de exemplu, pasajul de la Mogoșoaia ar putea să fie gata chiar anul acesta, cu mult timp înainte de termenul din contract. Constructorul se mișcă foarte bine acolo. Și în paralel, începe lucrarea la A0, autostrada care va înconjura capitala, va avea undeva la 101 km. În partea de sud avem contracte semnate, constructori desemnați, turcii care au început, constructorul turc care a început lucrările anul trecut pe lotul 2 va începe cel mai probabil cât de curând lucrările și pe lotul alăturat, lotul 1. Și asta pentru că, din câte știm noi, proiectul tehnic
pe care l-a făcut pentru cei 17 km intră în aprobare la compania de drumuri. Dacă se aprobă cât mai repede, cu atât mai repede se va emite și ordinul de începere a lucrărilor și autorizația de construire și va putea să-și organizeze acolo șantier, să aducă oameni și să înceapă efectiv lucruri și la acel lot. În sud se lucrează, în nord ce se întâmplă? În sud se lucrează, turcii lucrează, pentru că mai avem un lot al celor de la Actor, unde în momentul de față se tot plimbă proiectele de proiectul de tehnic între compania de drumuri și constructor. Compania mai cere modificări și nu avem acolo finalizată toată procedura ca să putem să spunem măcar să avansăm un termen probabil pentru începerea lucrărilor. Ar trebui să înceapă totuși cât mai repede în acest an, în primăvară, în vară, ca să prindă cât mai mult din sezonul de construcții. Pe partea de nord, unde sunt tot cam așa undeva la 50 de kilometri, avem niște constructori desemnați. Nu sunt încă semnate contractele pentru că au mai fost contestații prin instanță. Acolo termenele avansate de compania de drumuri pentru finalizarea întregii secțiuni de la A1 la A2 pe partea de nord este undeva 2023-2024. Trebuie privit cu rezerve acest termen până când nu vom avea contractele constructorii semnate și nu vom ști exact în ce termen, în câți ani își asumă realizarea lucrărilor. Este greu de spus dacă într-adevăr acel 2023-2024 se va respecta. Va trebui să vedem și bugetul pentru acest an pentru a ne face o idee despre alocările de fonduri pentru centura capitalei actuală și șoseaua de mare viteză. Sunt fonduri europene pe care se fac aceste lucrări preponderent. Prin urmare, n-ar trebui să avem foarte multe emoții. Dar trebuie să vedem bugetul și banii alocați pentru aceste investiții. Mulțumesc tare mult, Cristina, pentru analiză.